Credincioși vom citi sinaxarul zilei de astăzi, din 2 septembrie, a doua zi a anului bisericesc nou, din prolagele de ohrida Sfântului Nicolae Velimirovici. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prolage de ohrida sinaxar 2 septembrie. Pomenirea Sfântului Mucenic Mamant. Acest Sfânt Mucenic s-a născut în Paflagonia din vestiți părinți creștini Teodos și Rufima. Părinții lui au fost întemnițați pentru credința în Hristos. Mai întâi a murit tatăl care l-a întemnițat, apoi a murit și maica lui, îndată după ce l-a născut pe el pruncul Mamant în închisoare. Așa s-a aflat pruncul viu între trupurile moarte ale părinților lui. Dar Dumnezeu de grijă purtătorul a trimis un înger la o femeie văduvă nobilă cu numele Amia, care l-a văzut pe înger în vis și care îi poruncea să meargă în temniță și să ia copilul. Astfel, eparhul cetății i-a îngăduit să meargă să ia copilul și să, în casa ei și să îi îngroape pe părinții lui morți. Mamant n-a grăit până într-al cincilea an al vieții lui. Iar atunci când a vorbit, primul cuvânt pe care l-a rostit a fost mama. De aceea el s-a numit Mamant. Copilul a dat o dovadă din o neobișnuită agerime la studiu cărții. Cum era crescut într-o toată rânduiala credinței creștine, el nu și-o ascundea pe aceasta, ci o mărturisea pe față de ceilalți copii. Și râdea de idoli. În timpul domniei lui Aurelian a fost o crudă prigoană împotriva creștinilor, în care păgânii nu i-au iertat nici măcar pe copii. Mamant era în vârstă de 15 ani, când a fost adus înaintea tribunalului împăratului. Împăratul i-a zis că este suficient dacă se va lepeda de Hristos verbal. Dar Mamant i-a răspuns, nici cu inima, nici cu buzele, nu mă voi lepăda de Domnul și Dumnezeu meu Iisus Hristos. Împăratul a poruncit atunci biciuirea lui, arderea lui cu făclii, iar la urmă l-a aruncat în mare, legându-i o bucată mare de plumb de gât, după ce l-a ars cu foc de viu. Dar îngerul Domnului l-a scăpat din aceste chinuri și din moarte, din mare, și l-a dus într-un munte înalt lângă Cezarea Capadociei. El a viețuit în acel munte în singurătate și în tăcere și în rugăciune. Fiarele sălbatice s-au îmblânzit la rugăciunile și la sfințenia vieții lui. El a fost după o vreme aflat de chinuitor și dus din nou la judecată și torturat bestial. Dar scăpând cu ajutor de Dumnezeu și de foc și de aruncare la fiarele sălbatice, el a fost ucis de un popă idolesc care l-a străpuns cu un trident. Așa și-a sfârșit mucenicească alergare acest fiu de mucenici, rămânând pururea credincios Domnului nostru Iisus Hristos în toate chinurile lui. Din sfintele lui moaște, din sfintele moaște ale Sfântului Mucenic Mamant, izvorăsc multora nenumărate tămăduiri. Acest Sfânt Mucenic Mamant a fost într-adevăr minunat, uluitor. Acolo cât a stat, vă dați seama, copil la 15 ani, torturat în atâtea modalități bestiale și scăpat de îngerii lui Dumnezeu, a stat în munte, deci toate animalele sălbatice veneau la el ca la un părinte. El se hrănea, spune că făcea brânză din căprioară, de la lapte de căprioară sălbatică și în aceasta dădea și la săraci. Și când l-au torturat din nou, l-au prins iară, cum avea 20 ceva de ani, au dus un urs, o ursoaică care murise puiul. Și ursoaica, când a venit la Sfântul Mamant, l-a îmbrățișat ca și pe puiul ei. Au trimis un leopard și leopardul i-a lins picioarele și îl lingea pe sfânt de transpirație. Au trimis un leu și leu a început să plângă și a amintit că îl hrănise în pustie Sfântul Mamant. Și așa nu i-au făcut nimic, așa a trimis aleu, foarte fioros și flămând, și nici acest leu nu i-a făcut nimic.
Și primul leu a ieșit din cușcă și fiindcă îl iubea atât de mult pe Sfântul Mamant și drept recunoștință că îl ajutase în pustie, îl hrănise, a început să îi sfâșie pe toți cei care îl torturau și care erau în jurul lui. Și așa lucra Dumnezeu, atât de frumos a lucrat în viața Sfântului Mamant și a primit acest Sfânt cu totul minunat și mucenic și apoi mucenica lui Hristos cu o viață de care s-au minunat și îngerii și oamenii. Pomenirea Sfântului Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului. Acest Sfânt se prăznuiește și la 30 august. Sfântul Ioan Postitor a fost mai întâi lucrător în aur și din pricina Marelui Evlavii și Sfințenii, printr-o rânduială tainică a lui Dumnezeu, el a fost hirotonit într-un preot. Odată, tânăr fiind, Ioan mergea la Eusebiu, un monah din Palestina, și deodată a auzit un glas care a grăit către Eusebiu monahul. Nu ți se cuvine ție, Ava, să mergi în dreapta celui mai mare. Acela a fost un glas de la Dumnezeu, prin care se prorocea în alta slujire la care avea să fie chemat în scurt timp Sfântul Ioan Aurarul. Acesta a fost ridicat la scaunul de patriarh al Constantinopolului, în urma fericitului Eutihie. El nu a voit mai întâi să primească această mare slujire, dar în urma unei vedenii înfricoșate a primit scaunul de patriarh al Constantinopolului. Sfântul Ioan a fost un mare postitor, mijlocitor pentru oameni înaintea lui Dumnezeu și mare făcător de minuni până la moartea sa și dincolo de ea. A trecut la Domnul către ceruri la anul 595, iar după moartea lui s-a aflat în palatul lui patriarhal doar o lingură de lemn, o cămașă de in și un strai vechi, care a fost singura lui avere. Sunt vestite scrierile sale despre pocăință și despre mântuire, pomenirea Sfântului și Dreptului Eliazar. Acest a fost, Eliazar, a fost fiul lui Aron, al doilea în rang între mai mari preoți ai poporului Israel. El a ajutat pe Sfântul Proroc Moise să numere poporul lui Israel și pe Iisus al lui Navi să împartă pământul făgăduinței celor 12 seminții. El a păzit cu credință cortul mărturiei în Shilo și s-a săvârșit către Domnul cu pace. Pomenirea Sfintei Icoane, făcătoare de minuni, a Maicii Domnului de la Caluga. Vezi cugetarea din această zi. Cântare de laudă la Sfântul Mucenic Mamant. Sfântul Mamant în temniță s-a născut, înrudindu-se cu Hristos din întâia lui zi, a lui Tată și Maică, a lui Hristos, lui Hristos mucenici. Al temniței întuneric s-a aflau când s-a născut copilul. Tânărul Mamant, singur, 15 ani, orfan a trăit. Într-o această temniță care este lumea, mângâierea lui și lumina lui, strălucit au pe fața lui doar din fața lui Dumnezeu, lumina lui Hristos. Fața lui Hristos, fostea lui lumină, mângâiere, îndeplinire și îndestulare. Mamant, Sfântul tânăr, pe Domnul Iisus Hristos l-a slăvit. El l-a slăvit cu fapta și cu cuvântul, cu rugăciunile Duhului și cu ale trupului curăție. El al Domnului iubire mai scumpă i-a fost decât orice, decât rătăcita lume ce omului e chin și minciună. El pe Dumnezeu l-a slăvit și pe al lui fiu iubit prea curat și prieten s-a făcut cu toată zidirea, al sălbaticei pustietăți, al pădurilor și fiarelor, al capilor sălbatice și al leilor fioroși. Domnului Dumnezeu, pe Sfântul Mamant, a lui prieten, l-a făcut atunci când l-a dăruit cu harul cel minunat al Duhului Sfânt. Cu acesta Sfântul de torționari, pe torționar râs și i-a făcut și pe mulți dintre ei la Hristos i-a adus.
întregul imperiu în frunte cu împăratul s-a pus împotriva unui copil, dar dreapta lui Dumnezeu cu copilul a fost. El trecând prin chinuri, pe Dumnezeu l-a slăvit și imperiul și împăratul s-au prefăcut în țărână. Întru nimicul țărânii împrăștiate de vânt, pe când tânărul Maman dormește chiar acum cu Hristos, el se bucură veșnic a lui îngeri în ceruri. Cugetare. Viața Bisericii Ortodoxe ne pune înainte nenumărate exemple despre cum cel atotputernicul Dumnezeu își descoperă puterea Lui adesea prin lucrurile neînsuflețite și aparent mici, mai ales prin acele lucruri care sunt semne ale întrupării, ale vieții și patimilor Stăpânului nostru Iisus Hristos. Aceste lucruri socotite de alții mici sunt crucile și icoanele Maicii Domnului și ale Sfinților, apa sfințită, uleiul sfințit, sfântul mir, anafura și toate celelalte. Iată unul dintre aceste exemple. În anul 1748 a avut loc o minune care s-a făcut prin icoana Maicii Domnului din casa unui boier cu nume Chitrov, în apropiere de orașul rusesc Caluga. Două dintre slugile boierului, care într-o zi au avut ascultarea de a face rânduiala mănunțită în podul conacului, au dat la un moment dat în lucrul lor de o țesătură înfășurată, pe care desfăcând-o au aflat pictat pe ea cu mare măestrie și frumusețe chipul unei femei. Chipul strălucea în jur de sfințenie și de evlavie. Una dintre slujbi merită și tăcută, pe când cealaltă era vorbăreață și plină de slavă de șardă. Femeia merită, privind chipul de pe pânză, l-a numit Egumena. Evdochia, femeia cea vorbăreață și de nimic, al cărei nume nu s-a păstrat, nu a vrut să cinstească acest nume și a râs de cea zmerită cu bădărănie. Pre-a da mai multă forță bădărăniei ei drăcești, i-a scuipat asupra icoanei preacuratei Maicii Domnului. În acea clipă, ticăloasa Evdochia a căzut la pământ și toate membrele trupului ei contorsionate, rămânând fără auz și fără văz și scoțând spume la gură. În noaptea aceea, Maica Domnului s-a arătat nefericită Evdochia, arătându-le ce s-a întâmplat cu fica lor. Iar a poruncit să cheme un preot, care să meargă și să se roage înaintea sfintei ei icoane aflate în pod și să o stropească cu apă sfințită pe fica ei lor și așa se va vindeca. Când s-au făcut toate acestea, Evdochia s-a vindecat și de atunci și-a îmbunătățit viața, făcându-se mai smerită. Aceasta a fost minunea iconei Maicii Domnului ce se afla în podul unui conac de lângă Caluga. Icoana aceasta a fost adusă apoi în biserica din Caluga, unde se află și astăzi, izvorând multora tămăduiri. Luare aminte. Să luăm aminte la pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui David, care comisese adulter și crimă. Vezi 2 regi cu 12. Vestita tălui prin prorocul Natan, care a venit la regele David și a zis că așa cum el a luat soția unui bărbat, așa și alte femei ale lui vor fi luate de azi bărbați. Și că fiul lui cel născut în adulter va muri. Și așa este, că fiul mai mare a luat soția lui David, tatăl său. Că nu se va mai depăta sabia niciodată de casa lui și toate aceste lucruri s-au împlinit. Predică despre cuvântul lui Dumnezeu, făcătorul zidirii. Acesta este cuvântul. Într-un început era cuvântul la Dumnezeu și toate prin el s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. 1 Ioan, versetele 2 și 3. Fraților, evanghelistul grăiește aici
de minunatul logos al lui Dumnezeu, de cuvântul cel inteligent și rațional, de înțelepciunea cea veșnică a lui Dumnezeu și despre Fiul Tatălui cel împreună veșnic. Cuvântul minunat al Tatălui este de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, dar ipostatic după chip, ca persoană, distinct de Tatăl și de Duhul Sfânt, căci El este născut din Tatăl care L-a născut și El întotdeauna a fost, este și va fi. Când a fost cuvântul lui Dumnezeu? Sfântul Evanghelist ne spune la început. Ce înseamnă acest la început? Înseamnă că mai întâi, sau la începutul începutului, așadar, la începutul începutului, cuvântul lui Dumnezeu a fost la Dumnezeu și dintotdeauna a fost împreună cu Tatăl, de o ființă cu Tatăl, dintotdeauna Fiul Tatălui, ca ipostas, ca persoană, dar nu întrupat. Mai târziu, la plinirea vremii, cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat, luând trup omenesc pentru ca să mântuiască omenirea. Pe când era încă neîntrupatul Fiul al lui Dumnezeu, El a creat lumea. Toate cele cerești și cele pământești, totul a venit la ființă prin El, prin cuvântul lui Dumnezeu, care era la Dumnezeu, care încă nu se întrupase. El a fost lumina și viața, lumina care a strălucit în lume, în întuneric, iar întunericul nu a cuprins-o. 1 Ioan 1,5. Iar mai întâi să știm că întunericul acesta este reprezentat de moarte și de păcat. Întunericul nu l-a biruit pe Fiul lui Dumnezeu, însăși lumea creată în toată întregimea ei. Întunericul acesta se cheamă înaintea lui Dumnezeu, se și cheamă înaintea lui Dumnezeu și cu toate acestea, într-un întunericul lumii, strălucește cuvântul lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu, care este însăși înțelepciunea, rațiunea, inteligența și toată maestatea și măreția. Toată zidirea ar zăcea în cel mai cumplit întuneric, dacă nu ar lumina o lumina mistică a Fiului lui Dumnezeu prin care s-a făcut toate. Adică Domnul Iisus Hristos nu numai că este rațiunea, înțelepciunea, inteligența lui Dumnezeu Tatăl, ci este și rațiunea de a fi a tuturor lucrurilor create. Este rațiunea îngerilor, inteligența, lumina lor. Este rațiunea oamenilor. Este rațiunea animalelor, adică a plantelor. Tot ce a creat Sfântul Ioan Damaschin spune în dogmatica lui, există logosul rațional care este centrul creației și toată rațiunea de a fi a celor create au în centrul lor logosul. De aceea spune că la sfârșit, când se va restaura lumea și toată lumea va cunoaște 100% pe Dumnezeu, atunci El va fi totul întru toate. Atunci, oricine își va da seama că de fapt rațiunea o are de la Dumnezeu, orice om înțelept, chiar din Estremul Orient, care, să zic, n-a cunoscut pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, ci trăiește într-o altă religie, El, de fapt, are rațiunea, lumina, inteligența de la Hristos. Tot Hristos este tot întru toate. El o are aceasta ca Dumnezeu veșnic, ca rațiune, cuvânt, logos, inteligență veșnică a lui Dumnezeu. Și apoi, sigur că El, la un moment dat, s-a întrupat în timp, a luat trup din Preacurată Fecioară Maria, din Duhul Sfânt și în persoana lui Iisus Hristos, s-a prezentat Dumnezeu și om și Mântuitor al lumii. Acesta era cuvântul. Era într-un început la Dumnezeu și apoi ce s-a întâmplat? Și cuvântul s-a făcut trup. 1 Ioan 1,14. Toată ea facerii lumii conduce la acest punct, la acest eveniment înainte de începerea istoriei omenirii. Îmbrăcându-se în trup omenesc, cuvântul lui Dumnezeu
nu s-a înstrăinat cât uși de puțin de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Fiul, căci era nedespărțit, căci una este Sfânta Treime, ci mai curând unul din treime s-a îmbrăcat în trup omenesc, în suflet omenesc, și astfel, din umbra trupului, El, soarele sorilor, să poată burâ jos la oameni, fără ca să-i ardă și să-i mântuiască. O, fraților, cât de dulce și de negrăit și de minunată este taina întrupării lui Dumnezeu! Dacă vom îmbrățișa această taină cu inima noastră, atunci ne va fi ușor să ne apropiem de ea și cu mintea. O, Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorule blânde, Cela ce e slava Tatălui și bucuria Duhului Sfânt, miluiește-ne și mântuiește-ne pe noi, Cel ce ai venit ca să ridici păcatele lumii, căci numai pe Tine Te slăvim, Ție ne închinăm și Ție-ți mulțumim în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.